În data de 11 ianuarie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Călăraș, au efectuat 4 percheziții domiciliare în județul nostru, la locuințele unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat specializat în traficarea și exploatarea sexuală. Din cercetări au reieșit indicii că, începând cu anul 2015 și până în prezent, cei în cauză ar fi recrutat prin metoda Loverboy mai multe tinere pe care le-ar fi exploatat sexual, prin obligarea la practicarea prostituției sau le-ar fi determinat și facilitat practicarea prostituției pe teritoriul Germaniei, Elveției și Marii Britanii. Au fost puse în executare 9 mandate de aducere, o persoană fiind reținută pentru 24 de ore, ulterior urmând a fi prezentată Tribunalului Călăraș cu propunerea de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism. La percheziții au fost ridicate 45.530 de lei, 7.740 de euro, 5 telefoane mobile și un autoturism în valoare de 35.000 de euro. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Pentru documentarea cauzei a fost utilizat sprijinul Europol, prin care s-a efectuat schimbul de informații cu parteneri din Marea Britanie, Germania și Elveția, precum și Eurojust prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă.